Salutare din nou! Hai să vorbim un pic despre cum încărcăm rucsacul pe îndrumeție. Nu am decât aripa, parapanta, alt sac atât de mare nu am, o să vă demonstrez cu acesta. În principiu, mulți o să i-au zis că merită să încarci mult pe centură, ca să nu-ți taseze coloana vertebrală, greutatea prea mare distribuită pe bretele. E destul de corect. Ce nu este complet, faptul că dacă tu pui totul pe centură, depinde foarte mult cum este reglat, cum sunt reglate bretele. Dacă sunt reglate prea strâns și îți ridică implicit, da, sacul, implicit centura, centura ta va apăsa undeva la nivel abdominal, ceea ce va îngreuna respirația abdominală, coborârea mușchiului diafragmatic, mușchi ce ajută la umplerea plămânilor cu aer și implicit vei avea o respirație scurtă și sacadată, incompletă, lucru care te va duce la o stare de oboseală foarte rapid. Bineînțeles că și bretelele puse aici nu te lasă să ridici clavicula, iarăși nu putem respira cum trebuie. Părerea mea. La deal, nu văd rostul pentru care aș pune centura. Sau, să fiu sigur că centura chiar sprijină undeva jos, fără să-mi afecteze distensia abdomenului. La coborâre, este necesară, că acolo există șoc pe fiecare pas sau pe toate diferențele de nivel. Efortul cardiovascular este mai mic, efortul muscular este mai mare, deci e ok să port centură. Mulți ar zice să distribuim egal, însă fiți atenți cum reglați chingile, încât să nu împiedicați respirația abdominală și nici prea mult aș duce un pic mai în lateral bretele, să lase clavicula să urce, automat mușchiul sternocleidomastoidian, care alături de intercostali ajută la desfacerea cuștii toracice, să dea un plus de volum plămânilor noștri și să respirăm ca lumea. Cam asta ar fi. Hai, spor și să mergeți bine!